Noi să înțelegeți că ați bandiți vin în țară, ei n-au fric. De sistemul nostru este unul din cele mai perfecte pe continentul european, ca să înțelegeți. Deoarece ei știu că, a, nu pot fi prinși, statul este foarte slab din punct de vedere tehnic. Securitatea națională a țării este la pământ. Și plus legislația, cumva, iarăși, în majoritatea cazurilor, îi lasă libertate. Dar de ce nu era până acum? De ce anume acum s-a degradat atât de mult această deoarece situație? Deoarece cei ce numesc astăzi, cei care ne guvernează, îi spun că avem democrație pe cale europeană, asta este o anarhie. O anarhie asta, când unul fără un frigider, altul o bucată de țavă, a treilea îți duce și fură o întreprindere și nu contează privat sau de stat. Deși astăzi majoritatea șmecherilor care unii au fugit pe timpul Voronin, alții au slujit unor regime și ei sunt azi principali votanți al lui Maia Sandu și a pasului. Chiar mi-o spun în față, domnul Sate, pe noi ne aranjează pasul și doamna Sandu, chiar nu-ți pricepă nimic. Și pe noi fiecare ne ocupăm cu ce vrem. Înțelegeți? Că pe timpul lui Plahotniuc, pentru plecarea căruia s-a luptat foarte mult, ce s-a întâmplat la noi? Pe timpul lui Plahotniuc, în judecată, unele persoane aveau mandatul de a dirija procesele. Astăzi, Plahotniuc nu-i, în judecată majoritatea fac și vor. Și pasul astăzi încearcă să copie ceva din ce era pe timpul lui Plahotniuc, dar nu prea le reușește. Așa e și în procurator, și în... Bun, dar noi nu avem doar furturi, ca să vorbim. Noi avem și crime în stilul anilor 90, într-un despre casă la oameni. Deci, domnul Efros, eu să ies în timp apropiat cu o conferință de presă, am adunat mai multe materiale. Domnul ministru a ieșit și a spus public, noi nu avem grupări criminale. Dar eu am scos din statistica oficială MAI, unii scris crime comise de grupări criminale organizate. 131 de crime anul trecut și aproape 400 doar în primele 8 luni a anului 2024. Vorbim de jafuri, armate, tălhării. Este ceva oribil, ca să înțelegeți dacă până acum toți erau doar pe ochii, cu ochii pe tot ce se întâmplă în Chișinău, că deja hoții intră, văd cameri, dau de mână în fața camerilor la oameni. Da, deja nu mai oprește nimic. În Bălța, la altă noapte, într-un sector au fost, deja la pachet să fac jafuri. Au fost jăfuite 5 case, toți vecini, una lângă alta, la Polea Cidesa. 5 case au fost jăfuite de câteva grupări într-o singură noapte. Deși îi deamă eu cu strada, ei nu aleg o locuință de pe stradă. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că în țară este astăzi încă o dată o anarhie totală. Și cum oprim asta? Fără polițiști, nicăieri nu avem, sectoriști nu ajung, oamenii legii... Prima greșeală care a fost comisă de când a venit această guvernare cu 63 de deputați, că au început să nimerească persoane civile în funcție de ministru, conducere, în directorul SIS-ului. Nu spuneți, vă rog, domnul Musteaț, poate și era un bun jurist la Soros. Să vii tu directorul la SIS, fără să știi, acolo sunt vreo 3-4 grupări interioare. Deci, nu și poate să facă un jurist cu așa o structură. Spuneți, vă rog, și puteți să facă doamna Rivencu în funcție de ministru din interne, care a fost plecată doar după incidentul tragic care l-am avut pe aeroportul internațional Chișinău. Dumnezeu era iarăși o persoană civilă. La noi, structurile de forță, silovicam nu jim vajac, nu știu cum să o traduc corect. Adică, deci trebuie să fie un om din sistem, și în procuratură, și în SIS, și în... Poate cel puțin să aibă frică de dânsul și respectat, dar încă o dată, omul trebuie să fie din sistem care a crescut în sistem și cunoaște și plusurile și minusurile. Și când astăzi vine cineva de la o parte, ori mai ales cum în unele instituții deja ne se bagă cetățeni străini, asta este în general cea mai mare aberație.